Acest festival este un concept nou care cred că vine pe un orizont de așteptare la nivelul municipiului Brașov, atât a brașovenilor cât și a vizitatorilor. De la început, de când mi-a fost prezentat acest concept, am spus că e o treabă bună. Acum să vedem cum se materializează. Mă bazez pe faptul că sunt implicați aici oameni din domeniu care fac treaba asta în viața lor de zi cu zi. Au corelat și au adunat mai multe componente la un loc și au venit cu un concept care se numește tam-tam. Tam-tam acum poate să fie și ceva asimilat cu un zgomot, dar zgomotul să fie un zgomot plăcut sau o bătaie de inimă, așa cum a spus Horia Mihail, care la fel este tot similar unui concept tam-tam. Este un eveniment care se desfășoară mai multe locații de pe raza municipiului Brașov, adică pe domeniul public afară. Eu cred că o să facem o treabă bună. O să vedem după aceea, să vă întrebăm și pe voi și pe cetățeni dacă am avut o idee bună sau nu și dacă va fi o treabă bună, o să continuăm la fel în continuare și în următorii ani.